Acum am prins, e conspirație. Gata, e conspirație, fată. De ce nu vrea să mă duc la universități în afară? Sau înăuntru? Că nici mama nu vrea. Aolo, mama vrea să dau la politehnică. De ce? Păi Victor Bleaga, oare Bleaga? Și trebuie să își arate diploma. Sau oricum ar fi ea de orice culoare. Eu ce pula mea, eu mi-arăt creștinătatea, eu fac așa. In nomine Sancti, Sancti Spirit, ah, de pula mea, la 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 ce va? Deci, chiar e pe bune. E pe bune. Bă, și chiar mă simt important. Mulțumesc de la voi. Nu pot nici măcar să-mi termin studiile. Păi, m-am dus la Hiperioanile, m-a răgat body gârji. Nici măcar nu mă uit. Nu puteam să mă uit la notele de la studentile. Ca să nu știu ce note de a luat. Nu, m-a alergat body gărjile. Băi, body gărjile, cum adică? Pot să-mi iau foaia matricolă? Nu. M-am dus la Seinfeld, la... Nu e Seinfeld, că ar fi mișto să fie Seinfeld, că era acolo la știință abstractă, cum România de mâine, de mâine. Cum pula mea să zice? Spiru Haret? Marel Gaba de Gărjili! Ia zi, bă, vreau să dau la facultatea de teatru. Atunci eram cu teatru, că mă băgase la nebun cu teatru. Că la nebun le mai bagă teatru ca să facă și ceva, ca să-și facă o personalitate cumva. Și alege un personaj și își face personalitate, că e n-o personalitate. Era vreo și de ceva de milioane. Oricum, eu nu puteam accesa, pentru că n-aveam 60 ceva de milioane la vremea. Nu vezi cât am eu? De fapt, cât am eu acum e 0 lei. Așa vreau mai mult, dacă mai vând ceva. Dar n-am 5 de milioane. Cât vă trebuie vouă? Cei 5 de milioane? Și cât pula mea zicea mama, mama, să-mi dau pula, să-mi dau pula la tăia. Eu mi-am dat seama că aia aberează de la secretaria. Că nu e atât de mult. Cum? Din primul an n-are cum să fie atât de mult. O prostie. Da, e cea la băiat. De ce? Ca să nu pot să fac. Cum pot să îți bași facultatea la 60 ceva de milioane din primul an? Deci am avut senzația. E super. Știu. Sunt super. Și după aia mă duc la politehnică și mă alerga și badigăzi și pe acolo. Pe ce
după aia m-am dus la Catinel Pandonescu. Mă alergat și pe acolo. Păi, până la urmă, ce alergătură asta? Ce aveți? Aveți scaiți la pulă? Vreți iubiri? Ce, m-am futut cu o curvă? Bine, mă, m-am futut cu o curvă, mă. Bine că voi v-ați futut numai cu virgini. Eu m-am futut cu o curvă. Bine că există unul care s-a futut cu o curvă. O curvă pizdoasă, jegoasă, care s-a sinucis. Cea mai jegoasă. Era căcată și pișată și eu sunt căcat și pișat. Voi sunteți originali.